Adunării Generale a ONU la 22 septembrie 2017. În acest context s-au făcut auzite în spațiul public și anumite note critice la adresa Guvernului, precum că acesta și-ar fi schimbat poziția, revocându-și chipurile această inițiativă de la ONU. Evoluții ulterioare în acest proces, precum și măsurile întreprinse de diplomația moldovenească, au demonstrat că tactica noastră a fost una corectă și eficientă. În cadrul acestui briefing, aș vrea să anunț că guvernul nu s-a dezis de inițiativa sa. Recent, Secretariatul Organizației Națiunilor Unite a înregistrat proiectul de rezoluție înaintat de Republica Moldova în mod oficial, intitulat Retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru moment, se depun eforturi în scopul asigurării unui sprijin cât mai larg al statelor membre ale ONU. Avem deja circa 10 state care au și coautorat proiectul rezoluției respective. Acest proiect de rezoluție va fi examinat la 22 iunie 2018 în cadrul ședinței Adunării Generale a ONU. Deși este un proiect bazat pe angajamentele asumate de Federația Rusă și pe necesitatea retragerii trupelor sale conform principiilor de drept internațional și Cartei ONU, așteptăm că țările ONU să ne susțină bazându-se tot pe aceleași principii de drept internațional și principiile Cartei ONU, demonstrând solidaritate cu demersul Republicii Moldova. Este important de menționat faptul că autoritățile moldovenești insistă asupra retragerii necondiționate și complete a grupului operativ al trupelor ruse în virtutea aflării ilegale a acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu și a contingentului rotativ care face parte din componenta militară a Comisiei Unificate de Control, dislocat în raionele de est ale Republicii Moldova, în baza prevederilor acordului Moldo-Rus de încetare a focului din 21 iulie 1992. Ori această confuzie este creată în mod deliberat de multe ori pentru a induce în eroare opinia publică. Făcând o privire retrospectivă a istoricului acestei probleme, veți putea remarca cu ușurință că autoritățile moldovenești au pledat în mod constant și consecvent pentru retragerea de pe teritoriul său a formațiunilor militare ale Federației Ruse, o reminiscență a fostei armate a 14-a sovietice, reorganizată în iulie 1995 în așa zisul grup operativ de trupe ruse, din limba rusă, Operativna grupa Rosiyskikh Voisk, OGRV, dislocate ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Voi invoca în acest context multiplele demersuri tranșante și transparente ale autorităților Republicii Moldova, formulate de la tribuna celor mai înalte foruri internaționale, în special ONU și OSCE, dar și în cadrul dialogului politic cu Federația Rusă, privind activitățile militare desfășurate de către grupul operativ, în special organizarea în comun cu pretinsele structuri de forță transnistrene a numeroaselor aplicații militare, inclusiv cu simularea forțării râului Nistru. Ori, aceasta constituie o încălcare flagrantă a prevederilor acordului Moldo-Rus de încetare a focului din 21 iulie 92, potrivit căruia forțele militare ale Federației Ruse s-au angajat să respecte cu strictețe principiul neutralității în raport cu părțile aflate în conflict.
Este evident că un atare comportament nu poate fi perceput altfel decât ca o amenințare directă la adresa securității Republicii Moldova și ca o sfidare a suveranității și integrității teritoriale a acesteia, inclusiv a prevederilor constituționale privind statutul de neutralitate și inadmisibilitatea dislocării pe teritoriul său a unor forțe militare străine. În contextul perpetuării crizei din Ucraina, intensificarea activităților militare ale trupelor ruse și structurilor de forță transnistrene contribuie la sporirea tensiunilor în această regiune a Europei. Chestiunea privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova a fost abordată în repetate rânduri în cadrul OSCE, începând cu anul 1992, în particular în cadrul reuniunilor ministeriale și a summiturilor OSCE. Aceasta fiind oglindită de rând cu problema conflictului transnistrean în documentele relevante ale acestei organizații. Voi invoca în acest context în particular declarația politică a summitului OSCE de la Budapesta din decembrie 1994, declarația summitului OSCE de la Istanbul din noiembrie 1999 și actul final al conferinței statelor participante la tratatul privind forțele armate convenționale din Europa, care a avut loc a doua zi după summitul OSCE de la Istanbul, precum și declarația politică a reuniunii ministeriale a OSCE de la Porto din 2002. Voi remarca aici faptul că Federația Rusă a retras de pe teritoriul Republicii Moldova până în anul 2003 o parte din armament, tehnica militară și muniții, fapt care de altfel a demonstrat că acest lucru este unul posibil. Aceasta însă nu a îndeplinit angajamentul asumat atât pe plan bilateral cât și în cadrul OSCE de a retrage integral grupul operativ al trupelor ruse. Astfel, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova mai persistă o prezență ilegală a Federației Ruse în persoana celor 1500-1700 de militari care constituie așa zisul grup operativ și circa a 21.000 de tone de muniții stocate în depozitele din localitatea Cobasna, ori cifrele exacte sunt cunoscute doar autorităților rusești, având în vedere faptul că acest teritoriu se află provizoriu în afara controlului constituțional al Republicii Moldova, precum și lipsa totală de transparență în acest sens. Federația Rusă și-a asumat în repetate rânduri angajamentul de a-și retrage trupele sale din această regiune. Astfel, potrivit prevederilor acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, semnat la Moscova la 21 iulie 1992, conducerea Federației Ruse și-a exprimat disponibilitatea de a negocia cu Republica Moldova un acord privind statutul, modul și termenele de retragere treptată a formațiunilor sale militare de pe teritoriul Republicii Moldova. În rezultatul unor negocieri care au durat peste 2 ani, un acord cu privire la statutul juridic, modul și termenii de retragere treptată a acestor formațiuni militare ale Federației Ruse, aflate pe teritoriul Republicii Moldova provizoriu, a fost semnat un acord pe 21 octombrie 1994 la Moscova. Cu regret însă, acordul în cauză a rămas literă moartă din cauza refuzului părții ruse de a-l pune în vigoare. Astfel, examinarea proiectului de rezoluție propus de Republica Moldova la ONU în premieră de la obținerea independenței sale va constitui un exercițiu important de aplicare de către ONU a diplomației preventive în raport cu o țară membru și o regiune unde pacea și securitatea este subminată de lipsa unui dialog bazat pe respectarea principiilor fundamentale
de drept internațional. Vă mulțumesc pentru atenție. Stimați colegi, acum vă rog că avem timp pentru două întrebări. Cristina Badica, Publica TV. Vreau să ne spuneți, domnule ministru, cum apreciați șansele adoptării acestui proiect de rezoluție la ONU? Sunt destul de optimist cu privire la acest demers și cu privire la șansele adoptării, anume din perspectiva faptului că includerea oficială a rezoluției propuse de Republica Moldova la ședința Adunării Generale a ONU deja este un succes al diplomației Republicii Moldova. Dat fiind faptul că această rezoluție și problematica respectivă va fi dezbătută și discutată de către toate cele 193 țări membre ale ONU. Noi contăm foarte mult și lucrăm activ cu partenerii noștri în cadrul ONU pentru a obține solidaritatea tuturor țărilor membre ale ONU vis-a-vis de demersul Republicii Moldova, datorită faptului că acest demers, această rezoluție, este fundamentată pe principiile Cartei ONU, principiile dreptului internațional și corespunde cu interesele naționale ale țării noastre. Mulțumesc! Liviu Moraru, Vocea Basarabiei. Comunicați-ne, vă rog, care ar putea fi impactul adoptării unei atare rezoluții de către Adunarea Generală a ONU, așa asupra procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Trebuie să fie clar din start importanța de a face o distinție între procesul de retragere a trupelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova cu procesul politic de reglementare a diferendului transnistrean. Este important de a le privi într-o perspectivă de distinție și separată. Este prima. Doi, consider că, în opinie proprie, consider că retragerea trupelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova completă și necondiționată ar facilita, ar aduce o valoare adăugată pozitivă în procesul politic de negocieri pentru a identifica soluția conflictului transnistrian. Având în vedere deja recentele evoluții pozitive în promovarea măsurilor de consolidare a încrederii de pe ambele maluri ale Nistrului și consider că o retragere completă a trupelor străine de pe teritoriul Moldova vor aduce o contribuție pozitivă în procesul de negociere și în procesul de apropiere ale ambelor maluri. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum trebuie să merg la ședința de la guvern, domnul prim-ministru. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună și un weekend plăcut. Thank you.